Și vrem din start să ne salutăm și invitații speciali din Spania. Hola! Besarabia! O să te mai întreb și alte detalii. Neapărat vreau să salut invitații. Bună dimineața, buenos dias, bine ați venit la prima oră emisiune. Cea mai populară emisiune din Moldova, apropo, matinală. Da, d'accord. He says welcome and good morning to the most popular TV show in Moldova. Da, serios. Sunteți pentru prima dată în Moldova, înțeleg. Cum vă simțiți la noi și ce așteptări aveți de la... You for the first time in Moldova. How do you feel in Moldova and what do you expect from the event? Yes, it's our first time here and... Este prima dată? Yeah, we've been enjoying first ourselves. First time? De ce Besarabia atunci? Yes. Why Besarabia? Why Besarabia? De ce se numește? Why Besarabia? Why the name? Well, some of the music, we play Balkan music, Mediterranean music, but also klezmer music. Cântă mai multe genuri de muzică, pe care Balkan, klezmer și... And one of the most important places, maybe the home of klezmer, was Besarabia. Și unul dintre cele mai importante locații a muzicii klezmer a fost Besarabia. Basarabia? Besarabia. Păi noi, Moldova? Lot of the best klezmer music comes from Besarabia. Cea mai multă parte a muzicii klezmer, cea mai bună parte vine din Besarabia. And also, we had another thing with the name Besarabia. We play, spell it with one S. Beso de la sărut? Exactly. Because in Spanish you have... Besar, which is kiss. Da, deci Besarabia în denumirea lor scrie cu un singur S, de la Besar, ceea ce în spaniol înseamnă sărut. And then you have Arabia, so it's Arabia. A more exotic part from Arab instruments. Și din cauza instrumentelor exotice din partea arabă, este Besar a săruta și Arabia a săruta exoticul. And also you have Rabia, which is to be really angry and crazy. Ce înseamnă și foarte nebunatic și foarte... Știm, Rabia e și limba română. E... So, it was a nice collection for us. Deci a fost o colecție întreagă dintre toate aceste cuvinte. Foarte curios. Dar cum de, cu așa o denumire și n-ați mai fost în Moldova până acum? With this kind of name that we have, and you didn't come to Moldova so far, why? Why? Oh, we've been waiting for the invitation. Așteptam invitația. De câte vreme cântați, de cât timp sunteți acest trio? For how long are you working together and we've singing? We've been together for 5 years, 5 years. De 5 ani deja. Noi am aflat foarte multe despre ce o să se întâmple mâine. Abia așteptăm să venim să vă vedem și pe dumneavoastră. They found out a lot of what is going to happen tomorrow, so they are eager to wait to see how you will be performing tomorrow. Okay, thank you. Și pentru acum, ce ați ales să ne interpretați? What did you choose to sing? We're going to play a piece, a song, which is, I think, the essence of Besarabia. We love mixing cultures together, and particularly the eastern part of Europe is such a mixture. And so this song is a Serbian song. Deci a pregătit o piesă care este un mix dintre mai multe piese și multe culturi. În partea aceasta de Besarabia. Ceva cu sârbă, am înțeles? So it's a Serbian song. Deci este the o... title is in Turkish. Sârbă, denumirea este în turcă. And the language she sings is Roma, the gypsy language, okay. Roma. Și limba în care cântă domnișoară o să fie în limba romă. Da? So yes, it's a lovely mixture. Deci and then we'll root from simbioză. Ok, noi cu Viorel mergem să dansăm, iar pe dumneavoastră vă ascultăm. Doamnelor și domnilor, în această dimineață, trioul din Spania, din Valencia, din câte am înțeles, pentru prima dată în Republica Moldova, dar deja de 5 ani de zile, cântă cu denumirea de Besarabia. Să vă ascultăm! Thank you. Sigma, Johnny in
Sira, asikolda.